Slăviți să fie Domnul! Dacă vreți să ne ridicăm în picioare, vreau să citesc un singur verset din Cartea 1 Corinteni, capitolul 12, și anume versetul 13, pagina în Biblie 1122. 1 Corinteni 12 cu 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mulțumesc Domnului că m-a ajutat să fiu împreună cu dumneavoastră la rugăciune. Sunt pentru prima dată în adunarea aceasta. Bucuria mea sau... Am așa o slobozenie pentru faptul că nu cunosc pe nimeni din adunare. M-am tot uitat, nu cunosc absolut pe nimeni, bine, cu excepția fratelui Emil, cu care sunt prieteni din țară, și venirea noastră se datorează într-un fel și lui, care ne-a invitat aici. Sunt pentru a doua oară venit în America, dacă vreți ca o mărturisire, niciodată n-am vrut să vin. Prima dată am venit acum 2 ani, printr-o obligație, la o rudenie, la o căsătorie, și acum am fost în aceeași familie la o binecuvântare de copii. Și fratele Sorin s-a angajat și o vorbi cu frații de aici ca să vă facem dumneavoastră o vizită. Dimineața m-am trezit, am dormit puțin, vreo 3-4 ore am dormit azi noapte, apoi din Houston am zburat până în Detroit, de acolo până aici, dar dimineața m-am trezit pe la ora 5-4 și mi-am adus aminte de o cântare care o cântam când eram acasă copil, se cânta tare des. Cântarea m-a ajuns un dor de acasă. Și am sunat pe nevastă, am zis, băi, m-am gândit la cântarea asta. Dar mai stăm câteva zile și plecăm acasă. Frații mei, eu am pentru dumneavoastră, nu s-a adeptul introducerilor lungi, am pentru dumneavoastră două gânduri. Și pentru faptul că nu cunosc pe nimeni aici, am libertatea să le spun. Încep cu versetul pe care l-am citit și vreau să vă spun, vorbesc despre rolul pe care îl are Duhul Sfânt în alcătuirea bisericii. Duhul Sfânt ne convertește, produce în noi nașterea din nou, sfințirea, Duhul Sfânt ne va învia, Duhul Sfânt ne va răpi, Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul, dar un rol special care îl are Duhul Sfânt este acela de a închega, de a alcătui trupul lui Hristos. Voi sunteți trupul lui Hristos. Biserica din locul acesta alcătuiește trupul lui Hristos. Există conceptul de biserică universală în care toți creștinii, toți credincioșii de pe întreg fața pământului și din toate vremurile alcătuiesc biserica. Dar există și conceptul de biserică locală. Spune-l Acuila și Priscila Sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Sau dacă vreți în Apocalipsa, Efes, Mirna, Pergam, Sardes, erau biserici considerate ca fiind biserici, o biserică locală. Ei bine, dumneavoastră reprezentați trupul lui Hristos. Iar Duhul Sfânt are menirea de a forma acest trup al lui Hristos, de a pune mădularele fiecare ca să alcătuiască acest trup al lui Hristos. Vedeți dumneavoastră, primul, oamenii și-au dorit întotdeauna unitatea. Facem o excursie, dacă vreți, la turnul Babel și o să găsim acolo, oamenii au vrut, printr-un plan, prin metode omenești, au vrut să stea grămadă. Dar tocmai planul acela care ei credeau că va face să stea unitate, tocmai planul ăla, pentru că era omenesc, i-a risipit pe toată fața pământului. Mergem în Apocalipsa însă, în viziunea care o are Ioan, și în fața tronului, în fața Domnului Iisus, vede o mulțime mare de orice neam, seminție, popor și limbă, care stăteau în fața tronului, în fața mielului, îmbrăcați în haine albe, cu alăute în mâini, cu ramuri de fenic, și cântau și îl binecuvântau pe Dumnezeu. Când se uită Ioan acolo, îi vede pe americani, îi vede pe indieni aia cu pielea roșie, îi vede pe africani negri, îi vede pe asiatici cu ochii așa oblici, vede popoarele germanice, de pe întreaga fața pământului stau împreună. Cine îi pune împreună? Cine o făcut să stea împreună? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
De aceea doresc ca biserica asta, dacă vreți unitate, voi trebuie să fiți plini de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Povestea fratele Vasile Chelba de la Vicom, că în vremea războiului, când mulți bărbați erau plecați pe front, acasă ei se adunau la rugăciuni, mai mulți surori în vârstă și frați în vârstă, de frica autorităților, erau adunați într-o casă cu pernă în geam, se rugau și deodată a venit un soldat, o împins ușa forțat, o intrat, spuneau frață, un ostaș de prin Caucaz, de pe undeva, așa cu o figură aparte, nebărbirit, ars de soare, înarmat până în dinți. Și pocăiții noștri au rămas așa când i-o surprins acela. Omul ăla și-o dat seama ce se întâmplă. Și îmi spunea fratele, ăla și-o pleca pe genunchi, când a început să se roadă și vorbească în alte limbi, să cânte în alte limbi, când s-au plecat toți pe genunchi, așa o cântare și o vorbire în limbi, s-au îmbrățișat, i-au îmbrățișat rusul ăla, pe fiecare i-au sărutat și dus o fost. Și spunea fratele, în ziua aceea mare am să mă mai întâlnesc cu dânsul. Știți, Duhul Sfânt e acela care ne unește. Duhul Sfânt nu dezbină. Duhul Sfânt nu rupe, Duhul Sfânt nu împrăștie, Duhul Sfânt nu dă două călăuziri diferite în aceeași situație. Duhul Sfânt nu spune la unul că e alb și la altul să spună că e negru. Nu, Duhul Sfânt ne unește, așa să facă cu voi Duhul Sfânt, amin? Vorbind despre lucrarea care o face Duhul Sfânt, în primul rând în versetul 18, Pavel Apostolul spune așa, așadar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Prima lucrare care o face în biserică Duhul Sfânt este aceea că așează mădularele cum vrea Dumnezeu. Amin? Nu cum vrea comitetul, nu cum vrea rudenile, nu cum vrea adunarea generală, nu cum vrea cultul pentecostal, nu, nu. Duhul Sfânt e acela care îl așează pe fiecare în locul lui. Amin? Amin? Pentru că dacă ar fi după noi, ne-aș pune neamurile mele, rudele mele, aș face din ei proroci, aș face din ei evangeliști, dar nu pot. Duhul Sfânt e acela care m-a așezat pe mine în locul meu, pe tine te-o pus în locul tău, pe tine te-o pus în locul tău, că asta Duhul Sfânt o face. Dragii mei, atunci când Dumnezeu așează pe un om, pune mădularele așa cum vrea El, că așa trebuie să fie, așa e normal într-o adunare. Fiecare să-și ocupe locul pe care l-a dat Duhul Sfânt. Atunci e liniște în adunare, atunci e pace în adunare, atunci e frumos la adunare. Dar când Duhul Sfânt dă un dar, omul ăla care a primit darul, omul care are o slujbă, în primul rând trebuie să fie conștient de darul acesta, trebuie să-l accepte, trebuie să mulțumească Domnul și trebuie să fie recunoscut de biserică. Trebuie să fie recunoscut de biserică. Eu spun, fraților, eu așa de frumos predic, dar nimeni nu mai spune, numai eu. Fraților, eu ce voce am și când cânt o cântare, voi puneți mâna la ureche. Nu, nu. Darul și slujba unui om este recunoscută de adunare. Amin? La noi am avut frate presbiter 35 de ani un singur om. Fratele Ion Eremia, om care era proroc, un om temător de Dumnezeu, a lăsat acasă 10 copii, a plecat în pușcărie pentru că a dat niște botezuri fără aprobarea securității. Și după 35 de ani, omul acesta a fost chemat de Domnul acasă. Noi suntem o adunare mare, mult mai mare ca aceasta. Și a rămas fără niciun presbiter, fără niciun slujitor. Și acum am spus, hai să alegem un frate. Și ne-am adunat noi, am avut ședințe, am avut întâlniri, am avut 3 partide la care nimeni nu a vrut să renunțe. S-au ridicat unii și au spus așa, fratele, nu punem noi presbiteri, Duhul Sfânt pune presbiteri. Și adunarea a spus, amin. Alții au spus, măi, dar cum îl pune Duhul Sfânt? Vine un porumbel să se pune pe cap la unul, crede în prorocii noștri, chemăm alți proroci, suntem siguri că ăia nu sunt informați. Unul a spus, nu, alegem câțiva frați și tragem la vot, la sort între ei. E corect. Alți au spus, băi, nu mai încurcați treburile atâta cu votul și cu sortul, dăm bilete în alb și cine are, doar biserica e botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Și cine are cel mai mult, ăla e primul și îl punem. Niciunul nu a vrut să cedeze.
Niciunul nu a vrut să cedeze. Și după câteva întâlniri cu frații, m-am ridicat și ne-am spus, fraților, hai să o rezolvăm. Uite cum o să punem un frate prezbiter care să aibă votul bisericii, să tragă la sort și să iese că da și să aibă prorocii. Și o semnat toți frații și așa au ales fratele la noi. O împlinit toate trei condiții. Dar mai înainte de asta am făcut noi o întâlnire și voiam să alegem un frate măcar conducător. Și când eram gata să alegem conducătorul, s-a ridicat un frate de 90 de ani, pocăit de când îl știu eu, pocăit bun, la care nu puteai să-i treci pe dinainte. Și spune așa, fraților, n-alegem nimica. Noi nu suntem în stare, spunem un prezbiter, un conducător. Duhul Sfânt să-l pui. Nu, acum noi aveam nevoie, bătrânul ăsta nu ne lăsa, nu putem să trecem peste el, că putea să-mi fie bunic. Și eu mă ridic și spun, frate Lazar, exact cum ai spus matale, așa, noi nu putem pune prezbiter, că noi suntem oameni neștiutori. Azi nici n-am, suntem chemați să alegem un prezbiter. Noi azi, frate Lazar, vrem să recunoaștem conducătorul. Că ăla care e conducător are darul cârmuirilor. Și ăla care are darul cârmuirilor să cunoaște că are darul cârmuirilor. Zic, noi astăzi numai mergem și punem mâna, ăsta e cu darul cârmuirilor. Și fratele spune, da, așa, da. Așa ca să recunoaștem, putem face, dar nu-l alegem noi. Nu-l alegem noi, frate. Noi numai recunoaștem pe ăla care e ales de Domnul. Ei, eu ce vreau să vă spun? Când cineva are o slujbă de la Domnul, când a primit un dar de la Domnul, toată adunarea vede asta. Dumnezeu îi spunea lui Iosua, Iosua, începând de astăzi am să te înalți în Israel, eu, Domnul, te înalți, ca să priceapă tot poporul că sunt cu tine, cum am fost cu robul meu Moise. Degeaba ne înălțăm noi unii pe alții dacă nu ne înalță Dumnezeu. Și când Dumnezeu înalță pe unul, îi dă darul cârmuirilor, îi dă înțelepciune și îi dă autoritate. Amin? Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să înțelegem. Dragii mei, Duhul Sfânt este acela care unește adunarea. În momentul în care oamenii nu stau la locurile lor, se produc deranjuri și ruperi și fracționări și partide. Când omul nu-i mulțumit cu slujba lui, eu constat de multe ori că dirijorul de cor, băi, așa de frumos dirigează corul, ar trebui să-l ordinăm ca diacon măcar. Sau avem ăsta, e frate prezbite, e frate prezbite, proroc, are lucrări de la Domnul. Am întâmpinat cazurile astea. Și dacă e proroc, hai să-l punem prezbite. Și avem un prieten, vorbea Dumnezeu și vorbește cu da și amin. Și venea, băi, dragul, și nu vrei să mă faci prezbiter, nu? Dar de ce? Păi tu ești proroc. Și dacă ești proroc, ai nevoie să fii prezbiter, să vii la comisie din păciuire, să împaci toate surorile și frații de adunare, după aia să te ridici, să pierzi darul. Pentru că prorocul trebuie să te iei mai mult de vorbă cu Dumnezeu decât cu oamenii. Zic, atâta mi-aș accept și l-am ordinat ca prezbiter pentru faptul că mergi la mulți bolnavi, te rogi pentru el și să ai dreptul să faci ungerea cu un de lemn, că asta e un drept dat prezbitelor. Dar să nu te prind conducător de adunare, să nu te prind asta, să nu te prind asta. Și ordina fratei ca prezbitel. Dar noi când nu stăm la locul nostru, se întâmplă ceva. Se întâmplă ruperi în adunare. Pentru că unii oameni, eu odată vorbeam într-o adunare și am spus, nu știu cum Dumnezeu greșește, că dă mai multe slujbi de conducere decât adunări sunt. Și în adunare, dacă cineva vrea conducător, găsești vreo 3-4-7 care au lucrare cât ei trebuie să fie. Nu mai spune Domnul la unul, sfințește că am nevoie de tine, el să-și vede păstor principal. Nu mai spune Domnul la unul, bărbatule, vreau să te iau în lucrarea mea, el gata, sigur Domnul mă pune pe mine. Dar poate vrea să te facă Domnul mijlocitor, dar poate Domnul vrea să îngrijești de săraci, că sunt toți slujbe în adunare. Ei bine, dar foarte mulți cred că ei au darul conducerii și de aceea se întâmplă ce se întâmplă prin adunările noastre. În România e an electoral acum, 2014, cu o că înainte de a veni în America am fost și eu într-o adunare, că am fost de multe adunări, că acum sunt alegeri. Și le spun, măi, oameni buni, măi, noi suntem străini și călători, măi, noi plecăm de pe pământ, nu ne face slujba noastră, locul nostru, poziția noastră, amvonul, scaunul după amvon. Nu de asta ne-am pocăit. Ne-am pocăit să ne mântuim pe noi și familiile noastre. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și atunci apar ruperi în adunare. Dar nici ruperile astea în adunare nu se justifică
Eu eram într-un sat în care s-a rupt adunarea și când am fost la sfat cu frații acolo, s-a ridicat un bătrân și spune: frate Dragoș, bine că nu s-au făcut două crâșme, că dacă se fac două biserici, bun, să se facă 7 biserici. Mi-am spus: frate, după care cuvânt predici asta? Uite, Dumnezeu nu știa învățătura asta când a spus la Israel, numai acolo, într-un singur loc. Dar putea Dumnezeu să spună: faceți 3 temple, că am de unde și am și preoți, numai la Ierusalim, și nu era voie în altă parte. De unde teoria asta că face multe, multe adunări? Ruperea unei adunări are câteodată justificări. Când are justificări? Când un grup de credincioși vine de departe și vine la nevoie și fac multă vreme și s-ar putea organiza acolo, sunt de acord. Când într-o clădire n-ar mai încăpea frață și o clădire bună și pe casă o strâci, atunci mai facem încă una. Când biserica se mulțește foarte mult și se pierde leu în casă, leu din Luca 15, se pierd copiii noștri prin adunări, nu pot fi supravegheați, pot fi promovați, nu pot sluji, atunci se justifică. Gigantismul uriaș a fost până la potop și Dumnezeu i-a nimicit. Gigantismul este o boală și trebuie o organizare foarte bună. Dar noi, profitând de lucrurile astea, imediat dacă ne spărăm, eu îmi fac adunare. Dar asta nu-i de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, noi suntem botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Amin? L-am cunoscut bine pe fratele Vorobeț. O plecat la Domnul la 94 de ani. Un apostol al Domnului. Eu nu vorbesc ușor. Apostol al Domnului. Cum spunea Pavel, semnele unui apostol le-ați văzut. Dumnezeu făcea minuni și semne. Avea 14 ani de pușcărie, Siberie, bătut, schingiuit, bătut până la leș, scos dinți, tot. O suferit enorm omul ăsta. El a fost la mine acasă, eu am fost la el. El era din Kamenka, din Ucraina. Și odată ne-a povestit o întâmplare. Zic: frate, eu mergeam odată de la Vicov, am fost la rugăciune, mergeam acasă pe jos, la Kamenka, dar era vreme de mare prigoană atunci. Și venind, se vedea în drum, venea un om încoace spre mine. Și Duhul Sfânt îmi spune: când ajungi în drept cu omul ăla, îi spui pacea Domnului. Dar eu, cum să-i spun pacea Domnului? Ăla poți să fii un legionar, că era în vremea lui Antonescu, să mă împuște, să mă execute. Eu am să-i dau bună ziua. Și Duhul Sfânt, când ajungi în drept cu el, îi spui pacea Domnului. Și el spune: da, Doamne, da, dar se gândea în mintea lui că era să-i spui bună ziua. Când ajunge în drept cu el, fără să vrea, strigă la străinul ăla ce venea: pacea Domnului Iisus! Ăla se oprește, ridică pălăria în cap și o aruncă sus și chiuie: slăvii să fie Domnul! Măi, moșul, vede ce cu omul ăsta? Spune: omule, ce ai pățit? Domnule, eu nu te cunosc, dar uite ce s-a întâmplat. Eu am fost la rugăciune la Kamenka și merg la Vico. La Kamenka am avut o lucrare și mi-a spus așa Domnul: în drumul tău spre casă te vei întâlni cu un sol al meu. Dacă vei asculta ce spune el, vei trăi, iar de nu asculți, vei muri. Omule, uite, intru acum în Vicov și nu m-am întâlnit cu nimeni, cu niciun om, în câmpul ăsta gol. Tu ești omul lui Dumnezeu, mi-ai dat pacea Domnului, spune-mi ceva ca să trăiesc. Îmi spunea fratele Vorobeț: ce să-i spun, măi, nu l-am văzut în viața mea, ce să-i spun la asta să trăiască? Dar la să prinde de mine, să-mi spui că dacă nu, eu mor. Și apoi fratele mai stă de vorbă cu el: dar de unde ești? Din Vicov, da, așa, așa. Și începe să-l povestească și el își dă seama că ăsta era un frate din Vicov care a rupt o parte de adunare, câțiva frați, că nu era bun păstorul, comitetul, și s-a adunat acasă. Și fratele Vorobeț îi spune următorul lucru: măi omule, du-te acasă, ia pe frate ce i-aș duceți pe la adunare. Da, măi frate, dar conducătorul nostru, dar prăstorul, dar comitetul. Măi omule, dacă vrei să trăiești, ia pe frate ceea care e rupt și du-te înapoi la adunare. Dacă vrei să trăiești, dacă nu, să știi că mori. Omul ce a plecat la Vicov înapoi, dar nu a făcut cum i-a spus Duhul Sfânt. La o vreme s-a îmbolnăvit, i s-a umflat un picior, a fost la doctor și piciorul a început să îi înnegrească. El când a văzut, fuge acasă la el, ia pe toți frații, spune frații: hai să mergem la adunare înapoi. Și merge înapoi la adunare, își cer iertare, se integrează în adunare. Dar piciorul se negrește, spunea fratele Vorobeț în povestea. Frații din Vicu, ăia de care el s-a rupt, intră în post, în rugăciune, se roagă pentru el și îi spune Duhul Sfânt, că acum doctorul i-a spus că trebuie să-i taie piciorul.
îmi spune Duhul Sfânt, nu îl vindec. Voi îngădui să-i taie piciorul, voi îngădui să-l doară, ca să vadă și el cât m-a durut pe mine când mi-a rupt trupul. Dragii mei, a rupe adunarea, nu e o joacă de copil. Ăsta e trupul lui Hristos. Eu nu pot să iau familia mea și doi vecini și să-mi fac adunare dacă nu mi-a spus Duhul Sfânt să fac asta. Și pe Hristos care ne-a plătit, îl doare când se rupe adunarea. Și îmi spunea fratele Vorobeț, eu tăia piciorul de jos de genunchi, eu tăia piciorul de sus de genunchi și omul ăsta a murit chinuit pentru că a rupt trupul lui Hristos. Aș vrea să ne ducă gândul departe de dorința asta, că dacă nu-mi place, nu-mi convine, eu fac adunarea mea. Noi nu avem adunarea noastră, adunarea e lui Dumnezeu, El ne-a plătit pe fiecare, în Golgota, pe cruce, ne-a plătit cu sângele nostru, cu sângele Său pentru noi. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, frate. Să ducă de la noi dorința asta de conducător, să se ducă dorința asta de mântuitate care o avea Diotref în epistola lui Ioan și să rămânem oameni smeriți și plini de Duhul Sfânt, frate. Dumnezeu să ne ajute la asta. Citeam undeva că un patron a vrut să angajeze niște muncitori. Avea o firmă plătită bine, recunoscută, salariu bun și o chemat la interviu. Fiecare își prezenta acolo documentele și la interviu ăsta o chemat vreo 1400 și ceva. S-a prezentat că era o firmă bună. Și el i-a dat un chestionar să completeze, 1, 2, 3, cu vreo 20 întrebări. Una dintre întrebări era următoarea. Considerați că aveți aptitudini de conducere? Și eu o chestionat pe toți și la un moment dat i-a trimis pe toți acasă și au angajat unul. E bine, oamenii au făcut scandal, domnule, dar eu am diplomă, dar eu am vechime, dar am experiență, dar de ce mă trimiți acasă? Și au spus, ați căzut la o întrebare. La întrebarea aia cu aptitudinea de conducător, voi toți ați spus că aveți aptitudine. Numai dumnealui o că nu consider că am aptitudine. Deci voi toți veneați la mine în firmă cu gând ca să conduceți firma. Dar firma e a mea și firma o conduc eu. Eu aveam nevoie de niște oameni ascultători ca să facă ce li spun eu. Dumnealui este angajat, voi mergeți acasă. Nouă, de prea multe ori ni se pare că avem aptitudini de conducător, dar nu recunoaște nici biserica, poate nu ne recunoaște nici Dumnezeu și în seara asta trebuie să ne pocăim. Dumnezeu să ne ajute, amin? Primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt, așează fiecare mădular așa cum voiește Dumnezeu. Eu la asta spun amin. Al doilea lucru care îl face Duhul Sfânt, realizează colaborarea între mădulare. Pentru că nu poate fi trupul lui Hristos o mână acolo, un picior acolo, o ureche dincolo. El trebuie să fie împreună și el colaborează împreună. Independența asta care o manifestă unii frați, când nu ascultă de nimeni, când nu se supune nimănui, asta nu e de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt realizează colaborarea între frați, păstorul colaborează cu prorocul, prorocul colaborează cu păstorul. Eu am o predică despre relații de colaborare și subordonare, dar fiecare suntem mădulare unii altora. Dumnezeu să ne dea înțelepciune în asta, frate. Ce face Duhul Sfânt? Elimină sentimentul de superioritate. Mâna nu poate să spună piciorului, n-am nevoie de tine. N-are voie mâna să spună asta. Adică sunt oameni așa de buni, așa de mari, când spune unuia, dacă nu-ți convine, nu mai vine la adunare. Se poate și fără tine. Dar stai un pic, dar nu-i trupul tău. Ăsta e trupul lui Hristos, ăsta e plătit de Hristos, sângele lui l-a vărsat pentru mine și pentru fratele ăsta. O fi el mai neînsemnat. Pe mine când m-a ordinat ca slujitor, au venit mai mult frați, au predicat. La urmă a venit un frate de la Dumbrăven, Suceava, eu dintr-un sat din Bucovina sunt, și îmi spune, frate Dragoș, ani de zile eu am fost magazionier la o secție de mașini agricole. Eu aveam toată gestiunea. Și acolo, în magazin aceea, aveam tot felul de piese, tractoare, combini, glorie, tot felul de mașini. Dar aveam niște piese care erau de la niște mașini vechi, care nu mai lucrau acelea. Dar nu erau date la casare când aveau termen de casare. Și atunci șefii mei au venit și mi-au pus valoare la piesele, le-au pus pe un raft și le-au pus valoare la fiecare, un leu, scria, un leu.
Ci că eu de piesele astea aveam mare grijă. Dacă îmi lipsea o piesă de cealaltă, mă duceam la un maestru și spuneam, domnule, fă-mi un bun, că am pus la un tractor. Și nu scăpam. Dar piesele cele nu putem să fac bun. Când mă întreba, dar unde e folosit tu piesa aceea? Că cele nu-ți mai folosesc. Și spune, frate Dragoș, eu tot timpul avem grijă de acelea. Și când venea omul care îmi făcea inventarul, întâi spuneam, hai să vedem la piesele cele ieftine. Una, două, trei, patru, zece. Bun, hai, astea sunt. În adunare îmi spunea el, ai oameni de mare valoare, frați scumpi, familii binecuvântate, dar ai oameni cu pocăință de un leu. Atâta e valoarea lor în adunare. Dar îmi spunea, Dumnezeu întâi te întreabă de ce. Eu nu pot să spun unui frate mai neînsemnat, care nu-mi place de el, care se ridică împotriva mea, poți să stai și acasă, Doamne. Eu n-am dreptul să spun ăsta, că nu-i trupul meu, aici e trupul lui Hristos. Mâna nu poate să spună piciorul, n-am trebuință de tine. Sunt și frați foarte scumpi și frați mai puțin scumpi în adunare, când toate adunările sunt așa, dar ei sunt tot în trupul lui Hristos. Eu nu pot să mă dispensez de ei, nu pot să-i fugăresc. Eu am avut o experiență. Noi, dirijorul de cor, mai făceam mofturi. Și ba, făcea repetiții, ba, nu făcea, și eu îi spuneam, predicam așa, fraților, Dumnezeu nu se oprește într-un om. Dacă fratele dirijor face mofturi, Dumnezeu a să scoată unul mai bun ca el și lucrarea va merge înainte. Dar ca să nu spun numai de el ca să supere, spuneam, și dacă eu ca păstor fac mofturi, Domnul scoate unul mai bun ca mine, și lucrarea merge înainte, nu stă Dumnezeu în mine. Dar eu spuneam ca să audă el, că Domnul poate schimba. Știți ce s-a întâmplat? O venit așa un pic de răzmerit în adunare și pe mine ca păstor m-a dat jos. El dirijează și azi, nu l-a schimbat pe el, l-a schimbat pe mine. Și eu ce predicam că îi se poate întâmpla lui, mi s-a întâmplat mie. Și Domnul a pus un păstor mai bun ca mine și mai pocăit ca mine și adunarea merge mai bine ca mine. Și atunci ce să fac? Ei, până la urmă sunt tot păstori acolo în adunare, că frață au revenit într-un fel. Dar eu vreau să spun așa, nimeni nu poate să spună unui frate, n-am trebuință în tine. Sentimentul ăsta de superioritate Duhul Sfânt îl elimine. În Roman capitolul 12, versetul 1, 2 și 3 acolo, dar ajungem la versetul 3, spune așa, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință pe care a încredințat-o Dumnezeu fiecăruia. Și în versetul 4 spune, că după cum într-un trup sunt mai multe mădulare și toate mădularele, înainte de a vorbi de mădularele trupului, Pavel ne vorbește de umilință, de smerenie. Ca nu cumva unul dintre noi să aibă o părere mai înaltă despre sine. Și după cine smerește Pavel, vorbește de mădularele trupului. Nu poate, dragii mei, nu poate un mădular să spună altuia, n-am nevoie de tine, stai acasă, adunarea merge și fără tine. Ăsta nu-i conducător, asta nu-i vorbă spusă prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. În al doilea rând, după ce elimină complexul de superioritate, îl elimină și pe ăla de inferioritate. Piciorul nu poate să spună, pentru că nu sunt mână, nu-s din trup. Pentru că nu sunt ochi, nu-s din trup. Bine, nu sunt mână, dar sunt din trup. Există la ora actuală o așa o smerenie falsă, am spus eu, o modestie falsă, sau chiar un complex de inferioritate. Când unii frați să cred că ei nu sunt buni de nimic. Frate, hai vină de un demn. Nu, frate, nu mă pune, că eu nu pot da. Îmi spunea un frate, ne ridicăm și prin fratele cu tare, să nu mă pui să mulțumesc, că am emoții. Dacă mă pui să mă rog, eu plec din adunare. Frate, vină și frate, nu pot face. Ăsta e un complex de inferioritate. Adică cum nu ești bun de nimic, dar piciorul nu poate să spună, pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup. Ba da, îs picior, îs mai slab, dar îs din trup și eu, nu? Dumnezeu când a împărțit talanță, o dat la 1-5, o dat la 1-2 și o dat la 1-1. Când o chema Dumnezeu predicatorii, nu vă dau nume, dar o chemat pe ăla, pe ăla și pe ăla și o dat 5 talanță. O m-a chemat pe ăla și pe ăla și le-o dat 2. La urmă o chemat pe mine și mi-o dat 1.
Eu nu predic ala de cinci, că nu pot, că nu mă pricep, nu mi-a dat mie. Dar eu predic de un talent, dar predic și eu. Că dacă nu predic, știi care e sentința? Îl iei de la mine și îl dă tu la ala care cinci. Ei, n-ai să slujești nu știu cum de 10 talanți. Ai să slujești mai slab, dar ești din trup. Nu te credi cu totul inferior. Eu odată când am început să predic, era o mormântare și te-am dus acasă și au anunțat cel care conducea mormântarea, lumea de pe lume, oameni mult. Acasă ne vor vorbi trei frați. Primul frate va fi frate Viorel Candreanu. Poate ați auzit de el. Al doilea frate, fratele Dragoș Croitor, și al treilea fratele Virgil Neagu. Ați auzit de el? Deci, pe mine m-a pus între Candreanu și Virgil. Eu așa mă uitam, parcă eram în cheile Bicazului. Și mă uitam la ăștia doi titani lângă mine. O predicat Candreanu grozav de frumos, eu am ieșit, m-am bâlbâit, frate, eu nu-s predicator, eu așa, eu în trei minute în loc. O ieșit Virgil, o predicat și am spus, măi, nu cumva la mine este un pic de mândrie? Nu cumva eu fac un curs de predică cu ăștia doi? Păi dacă nu predic cum predică Virgil Neagu, nu mai predic. Nu, eu predic așa mai slab, dar predic și eu, vedeți? Am fost la adunare și am predicat. N-am predicat cum ar fi fratele Tipei la voi, pe președintele cult, nu? Eu predic mai slab, dar predic de un talent, de atâta mi-a dat Domnul. Dar nu spun că nu-s predicator, că nu-s din trup, că nu-s bun de nimic și că nu pot face nimic. Asta nu-i de la Domnul. Odată la noi este un frate, acum predică foarte bine. Tot l-am pus de vreo două la predică și o refuzat. Mi-a spus, băi frate, de ce nu vrei să predici? Băi frate, nu-mi place să ies la învons, bat apa, îmi pie ocol degeaba. Dacă aș predica așa cum predică fratele Tipei, dacă aș predica, că nu știu, mi-a spus el Zăgreanu, așa și tu spune, măcar ca tine dacă aș predica. Zic, bă, dar nu cumva tu ești mândru? Tu vrei din prima așa să predica Zăgreanu și ca nu știu care. Dar ești așa smerit cu Biblia în față, dă un îndemn, ce te pune Duhul Sfânt și tu te bangă. Și Dumnezeu mâine îți dă mai mult și mai mult. Acum este unul din cei mai buni predicatori de la noi. Și acum îl mai întreb, măi mândrule, te-ai mai smerit? Că Domnul celor smeriți îi dă har. Când te duci deodată așa pe un cal mare, nu, nu iese nimica. Frații mei, Duhul Sfânt elimină și sentimentul de superioritate. Eu n-am voie la nimeni de ei să spun, n-am nevoie de tine. Duhul Sfânt elimină și sentimentul de inferioritate, că nu suntem buni de nimic, că nu putem sluji, că nu putem face nimic. Nu, nu, facem ceea ce ne-a dat Domnul să facem. Amin? Ce mai face Duhul Sfânt? Am spus că prima dată pune mădularele așa cum vrea El, în al doilea rând realizează colaborarea și elimină aceste două sentimente, în al treilea rând realizează legături afective. Și spune cuvântul Domnului așa, când un mădular suferă, toate suferă. Când un mădular se bucură sau e prețuit, toate se bucură. Așa e și la dumneavoastră? Așa e la adunare? Când un frate, eu odată am predicat înainte de alegeri, chiar și ne-am spus, fraților, noi trebuie să ne bucurăm tare pentru cei care ies în comitet. Dar să se bucure și aceia care au fost și nu mai ieșit. Să se bucure, bă, slavă Domnul că a ieșit în comitet. Doar tu ești mădularul lui Hristos și noi simțim unul cu altul. În trupul normal, în trupul firesc, când te doare o măsea, nu mai ești bun de nimic, așa-i? Numai o bucățică de măsea te doare și nu mai poți face nimic. Dar de ce? Toate mădularele și capul te doare, parcă și picioarele, tot te doare când te doare o măsea. Ei, nu e așa, ești în adunare? Când cineva suferă, toate suferă. Așa e o adunare a Domnului. Eu mă aduc aminte la noi un băiat căsătorit cu doi copii, lucra la electricitate, s-a dus să ia o măsură la un transformator și s-a electrocutat, a căzut jos de pe scară, l-a dus la Iași și a stat 21 de zile în comă. Adunarea noastră, când o auzi, spuneam că e adunare mult mai mare ca asta, am hotărât o zi de post și așa noi postim foarte mult acolo. În fiecare miercuri, în fiecare vineri, noi avem mai ales pe timp de iarnă, duminicile foarte multe, când avem alte evenimente, stăm în adunare dimineață până seara, cu copii, cu totul, adunarea plină. Că asta e o propășire pentru adunare. De multe ori mesele astea pline ne aduc lumea între noi. Știi, predica odată un frate la noi și a rămas impresionat. Spunea el, fraților, atâta bunăstare, atâta mâncare. Eu am fost aici, ne pun frață mâncare, că
nu știu când. 7 feluri de mâncare aranjate. Eu mulțumesc fraților. Aranjate și cădem în îmbuibare câteodată. Și spunea fratele ăsta, atâta mâncare pentru trupul ăsta care-i sortit putrezire și viermilor. Și spunea omul, și odată pe lună trece un frate simplu cu o tavă și spune, luați mâncați, acesta e trupul meu. Și ar trebui să iei numai o firimitură. Asta e pentru suflet. Dincolo de belșugul pentru fire, o dată pe lună, atâta o firimitură, să o iei să o mănânci pentru omul din lăuntru. Tu stai cap jos, nu-s pregătit, nu-i bun cine dă cina, nu-i bun cine e cina și vedeți cum ne înșeală diavolul. Ei bine, dragii mei, Duhul Sfânt realizează legăturile astea afective și noi am hotărât o săptămână de post. Copiii mergeau cu geanta în spate din adunare la școală și acei care veneau de la școală, erau dimineață, nu mergeau acasă cu geanta în spate o săptămână. Și după o săptămână s-a ridicat fratele Samuel, tata acestui bărbat, și a spus, fraților, cu ce să vă plătesc pe voi tâta adunare, uite adunarea plină, o săptămână la rând în poș și rugăciune? Cu ce v-aș putea eu plăti? Dumnezeu să vă răsplătească. Și am întrebat, dacă cu Viorel ce? Viorel e tot în comă. Și să ridic un alt frate, ar fi mult să mai stăm încă o săptămână în post? Am spus, nu-i mult. Și am stat 2 săptămâni în post cu toată adunarea, de dimineață până seara. Când am fost la omul ăsta, a ieșit din comă, sora lăcrămioara plângea și spune, Dragoș, nu mai cunoaște. Mă întreabă cine sunt eu. I-am dus copiii, i-am pus la picioare și întrebat, dar ei cine? Dumnezeu l-a vindecat și pierduse memoria. L-a trimis acasă, l-a dus acasă, casă făcută de el, dar eu unde sunt aici? Ei bine, vreau să vă spun că omul ăsta a fost vindecat de Dumnezeu și la ora actuală predică Evanghelia la noi, la adunare. Dar unitatea aceea n-am să o pot uita. Când un frate are o problemă, când o soră e bolnavă, când băiatul unii familii neascultători, când unul nu are de lucru, când cu unul s-a întâmplat ceva, toată biserica suferă pentru asta. Asta, legături afective le realizează Duhul Sfânt. Și când cineva e prețuit, noi avem o familie cu 10 copii, tatăl e foarte muncitor, dar nu știe tabla mulțării. Îi, așa cum, nu spun mai mult. Fata lui o luat în 2 ani la rând olimpiada pe țară. Olimpiada organizată de Ministerul Învățământului pe țară. Și la un moment dat am scos-o pe Cristina asta în față, i-am dat un plic cu niște bani simbolic, i-am dat o Biblie și am spus, oameni buni, vedeți fata asta? Fata asta a ieșit cea mai bună din România la învățătură. Mă credeți că adunarea a început să lăcrămeze, a început să plângă. Am văzut fete tineri cu Batista, dar era un plâns de bucurie. Că atunci când un mădular e prețuit, toată adunarea se bucură. Asta e lucrarea Duhului Sfânt, frate. Duhul Sfânt nu face partide, Duhul Sfânt nu împarte adunarea, Duhul Sfânt nu aduce răzvrătire în adunare, Duhul Sfânt realizează legături afective. Când unul din voi suferă, toată adunarea trebuie să sufere. Mi-aduc aminte, la noi era o casă de orfani și când băiatul ăla mare o turnat Emilie la casă, o anunțat în adunare pentru miercuri, dacă mă ajută Domnul, vreau să torn o temelie la casă, dacă vrea cineva să vină să mă ajute, binevenit. În miercuri dimineața, parcă era adunare la el acasă. Atâția oameni au venit cu lopeți, cu găleți, surori, copii, până la urmă o trebuie să-i trimitem acasă. Oameni buni, n-aveți ce face toți aici, să rămâie câțiva bărbați, restul duceți-vă. Nimeni nu voia să ducă, noi am venit să muncim. Prin ce vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei? Prin faptul că vă iubiți unii pe alții. Și legăturile astea afective, știți cine le realizează? Duhul Sfânt. De aceea e nevoie de Duhul Sfânt, amin? În trupul firesc, se întâmplă accidente. 10 ani de zile eu am reparat locomotive. După aceea am fost mecanic locomotivă până anul trecut, când am ieșit la pensie de bătrâneță. 10 ani de zile am fost lăcătuș, reparam locomotive. Și mi s-a întâmplat de multe ori cu ciocanul, că eu dau cu dreapta, se dau peste mâna stângă. Și făceam, nu mai putem de durere, Niciodată nu mi-o dat prin minte să iau ciocanul cu stânga să-i dau la dreapta înapoi. Nu m-am gândit așa. Ei, dar de ce mădularele în biserică se bat unul pe altul?
De ce dacă ăla m-a lovit pe mine, eu trebuie să-l lovesc înapoi? De ce să nu mă rog pentru el? Știi de ce? Dacă în trupul firesc nu se întâmplă răzbunările astea, în trupul duhovnicesc care e biserica, de ce s-ar întâmpla? Și eu mă întreb câtă plinătate a Duhului Sfânt avem. Dumnezeu să ne ajute să fim plini de Duhul Sfânt. Apoi, după ce realizează legăturile afective, Duhul Sfânt face ca mădularele să accepte împodobiri diferite. Că spune Pavel, părțile frumoase n-au nevoie să fie împodobite, că sunt frumoase. Dar cele mai puțin frumoase le îmbrăcăm noi cu mai multă slavă, astfel ca să nu fie nicio deosebire în trupul lui Hristos. Știți cum s-a traduce asta? Când e o masă de dragoste, să ia păstorul în mijloc și omul care îngrijește și mătură în adunare lângă el. Păstorul, el are slavă, destul, nu-i mai dăm, dar la celălalt îi dăm noi slavă, ca să nu fie, ăștia doi îi punem prima dată. Fratele care mătură și cu fratele care conduce, să fie una, ca să nu fie nicio deosebire. Ăla frumos, n-are nevoie să fie împodobit. Ăla care e frumos, el e frumos, nu? Ăla care are slavă. Uitați-vă, odată la noi, două surori din adunare, eu vin dintr-o adunare foarte conservatoare. Mă tot uitam la surori dacă s-ar încadra vă una și nu cred că aș primi un membru la noi. În o biserică foarte conservatoare. Măi, dar două surori veneau îmbrăcate așa mai cum nu trebuie. Cu haine cam brate, mai dezgolite. Tot sărea așa în ochi, odată de două ori și m-am gândit să le fac un compliment. Și m-a dus și ne-a spus așa zâmbitor, jovial, zic, eu știu de ce voi vă îmbrăcați așa mai elegant, mai deosebit. Eu zic, de ce, frate Dragoș? Zic, voi v-ați uitat în oglindă și ați văzut că sunteți mai urâte și vă îmbrăcați așa ca să le ajungeți pe este frumoasă, ca să fiți ca și ele. Dom'le, cum o rumegat complimentul meu, nu mai știu. O pus capul în jos și o plecat. Dar eu nu cred că o femeie care e frumoasă se duce în oglindă și se uită. Și spune că am Psalmul 139, te laud că sunt o făptură așa minunată. Să uite, eu nu cred că o femeie care are sprâncenele frumoase așa, să uite, să mâinile li smulge și le mută cu un centimetru mai sus. Nu? Pentru că sprâncenele ei sunt frumoase. Și dacă e frumoasă, păi ea n-are nevoie să împodobească. Alea se schimonosesc care nu le place cum arată. Ei, așa e și în trupul lui Hristos. Așa lucrează Duhul Sfânt, că unul care e mai slab, domnule, și nu e așa de frumos, și nu e așa de-a băgatul în seamă, noi îl împodobim mai frumos. Și când te uiți în adunare, toți sunt la fel. Doamne, ajută-ne la aceasta. În al patrulea rând, Duhul Sfânt realizează creșterea trupului prin ceea ce dă fiecare încheietură. Nu este niciunul inutil în adunare. Fiecare are darul lui, are slujba lui. Unul e un mădular vizibil, altul nu se vede. Spuneți, când v-ați rugat pentru glanda tiroidă ultima dată? Sau când v-ați rugat pentru nu știu ce mădular care nici nu știm că-l avem? Ei, dacă nu-l avem, atunci se cunoaște. Odată îmi spune nevasta, măi omule, toată ziua fac treabă, spăl, calc, fac mâncare, voi veniți, mâncarea mea o mâncați, curățenia nu mai este, hainele le purtați, nu se cunoaște nimic ce am făcut. Dar dacă n-aș face, ați cunoaște. Când femeia care face mâncare și o mănânc, nu-ți cunoaște ce-a făcut. Dar când nu face mâncare, eu cunosc când o făcut. Ei bine, dragii mei, noi nu suntem inutili în biserică. Fiecare are locul lui, fiecare are slujba lui, să se țină de ea. Dar Duhul Sfânt face să crească trupul lui Hristos prin ceea ce dă fiecare încheietură. Nu știu ce încheietură, ci balamala degete, că mâna are multe balamale. Nu știu care balaman, nu știu ce încheietură, nu știu ce glandă ești tu în trupul lui Hristos. Dar dacă ești chemat de Domnul, botezat cu Duhul Sfânt și pus în trupul lui Hristos, fă-ți funcția care ți-a dat-o Domnul și împreună să creștem spre desăvârșire. Dumnezeu să ne ajute. Vedeți dumneavoastră, când apare un accident,
când apare o paralizie, când un mădular devine inept, care nu se poate folosi, automat noi îl ducem la doctor. Dar de ce când prorocia nu se mai aude în adunare, nu alergăm la doctor? De ce când vedenile sunt mai rare, ca în vremea lui Samuel, nu alergăm? De ce când nu mai avem învățători, când nu mai avem oameni cu darul milostivirii, oameni cu darul cârmuirii, de ce nu alergăm la doctor să repare circuitul ăla care a fost întrerupt? Dumnezeu să ne dea binecuvântare. Amin.